Salutare barosanilor, suntem aici cu episodul numărul 2 din Fracture Minds, un joc care, sincer, pe mine m-a uimit și mi se pare super interesant. Pentru cei care nu au văzut episodul numărul 1, o să vă fac eu să vă uitați, credeți-mă. Suntem într-un glob, dintr-o cameră, iar când intrăm... Hopa, ce am făcut? Sper să nu se vadă... Stai că se văd chestii de la Steam pe aici. Ce am făcut, frate? Cum am apăsat? Am apăsat pe Shift. Nu știu cum scap de astea. Ah, gata. Continue. Bun. Deci, din nou, repetând, suntem într-un glob, într-o cameră, iar dacă intrăm în casa din acel glob, o să găsim un glob pe masă cu aceeași casă. Ok, ca să înțelegeți toate chestiile astea, intrați pe primul episod, îl aveți postat, l-am postat ieri, îl aveți pe canal, mergeți acolo, aruncați o geană și spuneți-mi dacă v-a plăcut, iar după reveniți la acest episod. Acum continuăm. Pentru cei care știu, că doar cei care știu ar fi trebuit să rămână pe clip, am trecut prin 3 stări deja, mai avem de trecut prin 3, am trecut prin empatie și nu știu celelalte două, nu le mai rețin exact ce au fost. Aceasta este a treia stare și acum suntem pregătiți să ieșim pe ușă. Like-ul, blană, subscribe-ul, toate cele, să-i dăm drumul. Locif.insta, Instagram-ul, apropo. Chapter 4. Paranoia. Ok, paranoia este acea frică de orice. Adică pur și simplu ți-e frică și vezi lucrurile total altfel. Spre exemplu, eu sunt puțin paranoic, dar cred eu în limitele normalului și e bine așa. Adică dacă văd un om mai dubios pe stradă, mă gândesc, bă, să am distanță de el, să nu cumva să mi se întâmple ceva. Cred că cu toții avem asta. You are actually pathetic, do you know? Ok, în paranoia ți se pare că toată lumea are ceva cu tine, este o afecțiune mentală, la modul dacă ți-e frică de oameni pe stradă sau crezi că cineva are ceva cu tine, nu înseamnă că ai paranoia, da? Deci trebuie efectiv să o iei razna ca să ai treaba asta. Și pentru cei care nu știu ideea jocului, dacă n-ați ascultat primul episod și încă sunteți aici, ar fi bine să mergeți pe primul episod să înțelegeți, dar repet pentru voi. Ideea este că acest joc este făcut de o fată pe numele ei Emily, o fată de 17 ani și vrea să ne treacă prin diferite stări ale oamenilor cu probleme de sănătate mentală. Ideea e că dacă vedeți oameni de genul acesta, nu-i judecați, ei nu sunt așa că vor, ok? Au niște probleme la nivelul creierului, căutați voi mai multe despre asta, căutați ce înseamnă paranoia, ce înseamnă anxietate, depresie și bine, mai bine nu căutați. Dar ca idee, ele există și acum noi trăim paranoia. Vedeți, pur și simplu, totul se vede alb și negru. Nu prea apare o culoare în viața omului care are așa ceva. Voi nu trebuie să vă speriați, cu siguranță nu aveți. Nu vă speriați, noi doar încercăm să trecem prin joculețul acesta, care este super interesant din punctul meu de vedere. Vedeți că fiecare om care merge pe aici... Where are you going? Păi, unde te duci? Caut și eu ceva, o ieșire. Fiecare om are un alt desen pe spate. Fiecare ne transmite ceva, dar nu pot să-mi dau seama ce mai exact. Deci, din nou vă spun încă o dată, nu vă speriați, nu aveți nicio problemă, pentru că nu vreau ca vreun nocivan, după ce urmărește clipul acesta și clipul anterior, să creadă că are vreuna dintre afecțiunile acestea. Și dacă considerați totuși că aveți, încercați să vorbiți cu un părinte. Bine, asta paranoia sigur nu aveți, dar anxietatea puteți să o aveți. Nu e atât de gravă. Ok. Bam, 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 bam. Eu nu știu ce trebuie făcut. Trebuie să intru pe uși pe aici? Pot să fac ceva? Alo? Alo? Ideea jocului e să înțelegem că anumiți oameni au probleme și noi putem măcar să-i înțelegem dacă nu putem să-i ajutăm. Ok. Bam. 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 E și puțin creepy, horror, cum vreți voi jocul, recunosc. Ah, trebuie să dau. Ia. S-a auzit ceva. Ce-a fost aia? Ce naiba? Jocul are cumva o logică, dar eu nu o înțeleg. Bă, ce trebuie să fac? Alo? Copile! Hai că mai dăm și în Caterinca, că deja nebunesc. Bă, cum pot să fac și eu ceva?
A trebuit să pot să intru, pot să trec trecerea? Da, bă, pot. Și aici ce-i? A, ia fii atent. Lacătul. Deci, stea cu două linii, ochiul, patru săgeți și patru linii cu două săgeți. Înseamnă scăparea noastră, dar... cum le găsim? Pot să le iau de pe spate, gen? Ia să vedem. Pot să intru pe undeva? Eu tot cred că pot să intru ceva pe undeva. Uși, astea sunt uși, nu? Uși și geamuri? Hai să vedem totuși. De ce ne trebuie ca să putem scăpa de paranoia? Învingem paranoia, barosanilor? Bam, 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 bam. Deci avem... asta ne trebuie. O avem, bun. A, uite, o și dispărut. Ne trebuie ochiul. Ochiul, unde este ochiul? Alo? Uite ochiul. Bun. Săgețile, cred că le văzusem. Uite-le aici. Bun. Și ne mai trebuie... cred că și asta am văzut-o. Ok. Ochiul. Ochiul din nou. Ăla nu-mi trebuie, ăla nu-mi trebuie. Ăsta. Bun. Bă, ăla-i. Nu e ăsta. Ok, bun. Și acum ce? Ah, s-a deschis aici. Let's go. Unde am ajuns? Stai pozitiv, adică stai să rămâi pozitiv. Ce se întâmplă? Cred că se ceartă. Ah, ok. Eu cred că sunt fetița aia. Bine, nu mai sunt acum. Și era părintele care mă certa pe mine. Și acum am ajuns unde? Vreau să terminăm jocul pe acest episod. Unde n-ai v-am ajuns noi? Ce se întâmplă cu noi, frații mei? Și surorile mele, nocivane. Ok, am trecut pe acolo. Ah, și levităm. Am picat. Am sărit odată și am picat efectiv. Da, mă bucur că jocul ține cu mine și mai îmi dă o șansă. Apreciem. Cu toții apreciem. Bam, 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 bam. Ok. Perfect. Perfect. Ok. M-a lovit de bordură acolo. A treia oară știu eu că este cu noroc. Hai să vedem. Sper să apreciați jocul. Mie chiar îmi place. Și avem de învățat din el. Gândiți-vă că sunt persoane care chiar suferă în lumea asta. Și noi considerăm că suferim din cauza faptului că, nu știu, n-avem cel mai scump telefon sau nu avem gemuri în Brawl Stars sau, nu știu, încerc să zic chestii cât mai puerile, cât mai fără nicio importanță. Și alți oameni, efectiv, nu știu cum arată lumea reală, pentru că au, efectiv, afecțiunile astea. Înțelegeți? Ei chiar așa văd lucrurile. Bine, nu chiar cum vedeți voi aici, probabil că asta ar fi o halucinație destul de... dubioasă. Asta e ceva cu extraterestri, cred. Dar sunt oameni care suferă de diferite boli. Poate, de exemplu, uite, oameni orbi care efectiv n-au văzut lumina zilei niciodată, barosanilor, și noi ne plângem că nu mergem în, nu știu ce, nu știu, nu mergem la mare în Tenerife, naiba, nu știu dacă există mare acolo, zic și eu. Ne plângem că nu avem lucruri materiale și ei nu au lucrurile esențiale. Și cu asta închei. Hai să nu fim triști, că nu ăsta este episodul, nu asta este ideea episodului. Perfect, am ajuns în capitolul 5. Sinking. Don't go into the red. Asta am făcut, frate. Sunt și eu, aparent. Nu-i de glumit. I told you not to touch the red lights. Frate, atâta pot. Ce vrei? Aici un caiet. Bam, 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 bam. Movement detected. Alarm system activated. Asta sună toată paranoia, frate. Ok. Bă, frate. Trebuie să nu ating deloc roșu. Păi și ce trebuie să fac? What the hell, bro? Și aici e tot roșu. Open the door. Enter password. De unde n-ai basat parola? Stai că iar intrăm în alea roșii.
Ok. Da. Nu știu exact ce trebuie făcut aici. Capitolul... Bă. Vreau totuși să ajung acolo, că cred că în zona asta ne trebuie ceva anume. Au pornit iar alarmele. Mă prinde. Lumina roșie. Movement detected. Păi și ce trebuie să fac? Să tai curentul sau ceva? Come on, bro. I need your help. Dar poate exact unde-s luminile astea roșii ar trebui noi să facem ceva. Ah, ok. Deci, văd că ne trebuie două baterii pentru telecomandă. Și putem schimba programul. Poate aflăm și parola. Ah, ok. Putem căuta în astea. Unde ar putea fi bateriile? Aici văd că nu sunt sertare, nu-i nimic. Uite, o baterie. Avem una bucată baterie. O și punem. A, nu pot. Îmi trebuia amândouă, cred. Dar acum unde ar fi a doua baterie, barosanilor? Da. Ok, nu vreau să mă prindă exact acum când totuși am găsit o baterie. Ah, cred că acolo-i. Avem timp, pare. Am găsit-o, bă. Bun. Avem două baterii. Și acum trebuie să luăm telecomanda și să schimbăm postul. Change channel. Haunting your world. Living. Ce? Nu știu ce scrie acolo. It's shadow. The invisibility enemy. Ah, și uite, parola îi 0834. Astea roșii, 0834. E clar, e clar. 0834. Ok, parola corectă. Exit. Și s-a deschis ușa. Mai zi ceva. Ok, ne urmărește iar ăsta. Asta e halucinație, clar. Da. Bun. Și acum am ajuns la monstru. Acum cred că ne învingem frica și you've gone too far this time. Deci cred că ne învingem frica efectiv și scăpăm. Scăpăm de afecțiunea pe care o avem. Asta trebuie să faceți în viață, să luptați, barosanilor, orice afecțiune aveți, că-i o tăietură la picior sau că-i orice altceva, la nivel mental sau orice altceva, nu contează, barosanilor, trebuie să luptați și dacă vreți să obțineți ceva, luptați, că o să obțineți, nu vă dați bătuți, urmați-vă visul, pentru că asta fac și eu, mă duc către inima mea, inima mea văd că e încătușată, gen... Asta simbolizează faptul că nu trăiesc viața pe care mi-aș dori-o eu și aici e monstru pe care trebuie să-l înfrângem. Nu mi-e frică de el, mă doare la bașcheți. A, mă, frate, mă, dă-o, mă, cu mine, mă. Ce crezi că mi-e frică? E că îmi bag piciorul în tine, îți dau o inimă în cap de te las lat. Care ești, mă, unde ești? Ha, mai ești, mă, da, mă, frate. Acolo pompează sânge în inimă. Gen... Monstru mi-a ajuns la inimă, dar nu la modul bun. Și vrea să mă distrugă, dar noi luptăm. E doare la bașcheți? Pumn în cap îți dau, ia mă, hai două cu mine, mă. Hai mă, două cu mine, mă. Dau doi pumni în cap. Hai mă aici, mă. Șmecher? Ce te tomuți acolo la valve? Ce trebuie să fac acum? Că de bătut cu el nu mă pobate. El se tot teleportează ba într-o parte, ba în alta. Trebuie să mă tot duc la el, oare? Și asta l-ar opri? Hai că l-ar opri, dacă e. Să nu fie prea tare sunetul, sper. Este prea tare, clar. Dăm un pic mai încet. Continue. Și ce se presupune că ar trebui să fac eu acum? Pe aici nu le mai putem întoarce, că a blocat el tot. Help me? Oh, ok. O să închid astea, bă. Ah, și să lovesc unde se duce el, bă. Ok, unde-i? Aici?
Acolo-i. Și de fiecare dată să-l opresc. Bum. Acum aici. Aici n-am. Come on, bro. Nu, aici n-am. Trebuie să fac ceva cu astea. Păi stai un pic. Care-i ideea? Turn. Păi turn. Left, right, stânga, dreapta, ce trebuie să fac? Cred că fac bine ce fac. Cred că e bine. Pur și simplu îl rănesc. Gen, mă lupt cu el. Acum iar a dispărut. Nu-i bine ce fac? Come on, bro! Nu înțeleg, dăm... A, uite și aici mai una. Acum se tot aude că bubuie. Și cred că chestia asta îl oprește. Probabil trebuie să le pornesc pe toate. Ia să vedem. Cred că asta era deja pornită. Și doar după aia se dau... Uite că tot bubuie ceva pe aici. Doar după aia se dau drumul de acolo, probabil, ia. Și mai avem și aici una. Ok. Și acum s-a blocat și aici și a ajuns el la inima mea. Hai mă, frate, două cu mine. Hai mă, Stevo, mă. Pregătiți-vă pumnii nocivanilor, apăsați butonul de like ca să mă susțineți. Inima mea este neagră. Dar nu contează că o să te prind și o să devină roșie. Ce naiba, bă, nu-i prea bine ce se întâmplă. Am pus controlul asupra inimii mele? Zi-mi, te rog, care e un final fericit, te rog. Ok. Yep. Asta eram eu. What the hell, bro? Monstru eram chiar eu. Wow. You can hear it in the silence, almost fearing. Maybe if you hide, it can't hurt you. Și că dacă te ascunzi, poate că... Ceea ce vrea să spună jocul, cred eu, e că cu toții avem o parte întunecată în noi. Adică partea aia care ne face să facem rău, să vorbim urât, să jignim, să ne batem. Partea aia care pur și simplu e ceea ce nu vrem să facă parte din noi, dar... Yes, it wants you to forget. Forget that living with a monster makes you brave. Forget that caring its hate makes you strong. Forget that it makes you who you are. You are... It's power, it's life. Without you, it is nothing. This game is dedicated to anyone suffering. Acest joc este dedicat oricărui om care suferă. Cu toții suferim într-o oarecare măsură. Ideea este următoarea. Noi cu toții avem un monstru, noi v-am spus, care ne face să facem lucruri rele, să înjurăm, să ne batem și așa mai departe. Și trebuie să luptăm cu el exact cum am luptat eu așa pe final. Și să-l învingem. Pentru că el oricum e acolo, dar noi putem să-l punem la locul lui și să nu se întâmple nimic cu el, gen să nu ne poată afecta. Pentru că uneori avem nevoie de el, de ce? Pentru că eu așa consider, pur părerea mea, nu trebuie să mă luați în considerare, însă avem nevoie de acea parte rea noastră pentru a putea înțelege ce înseamnă binele în lume. Pentru că vă zic sincer, mi-am pus de multe ori întrebarea asta. Cum ți-ai putea da seama ce e bine în lume dacă n-ar exista răul? Și cu chestia asta închei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper că v-a plăcut, sper că ați ajuns și voi la inima mea acolo și la propriu și la figurat în joc, la propriu în joc și la figurat metaforic vorbind. Sper că nu a fost prea serios sau nu au fost prea serioase episoadele acestea două. Dacă n-ați văzut primul episod, vă recomand să-l vedeți. Sper că ați fost la fel de captivați ca mine și dacă mai găsesc joculețe de genul, o să le mai încercăm. Dacă nu, în rest, rămânem noi la jocurile noastre horror, la jocurile noastre funny, de aventură și toate cele, dar, sincer, e pentru prima oară când un joc mă atinge atât de mult ca acest joc. Pentru a încheia, vreau să vă spun doar că trebuie să fim buni cu oamenii din jurul nostru, dar nu prea buni, pentru că s-ar putea să ne coste, să avem grijă totuși cu cine suntem buni și cât de buni suntem. Iar pe lângă asta să înțelegem că anumiți oameni se nasc cu anumite probleme și trebuie să îi acceptăm așa în societate și să-i ajutăm pe cât posibil. Acestea fiind spuse, vă salut cu respect,
Vă pup pe toți, toate cele bune, pa, pa!